Narcis Răducan, președintele clubului Panduri, nu și asumă niciun moment situația în care este clubul gorjan. Deși este înglodat în datorii și cu restanțe mari către jucători, clubul ar fi ajuns pe marginea prăpastiei din cauza foștilor conducători, este de părere Răducan. Păi, datează de pe timpul de ani de zile, de 3-4 ani. Am moștenit o datorie, după cum știți, în urmă cu câțiva ani, ANAF a precizat exact un prejudiciu din partea clubului Pandurii și acea sumă de 600.000 de euro, ceva de genul acesta, a fost eșalonată pe un termen de 5 ani, iar după aceea blocajul este survenit în urma stopării la mijlocul sezonului a unuia dintre cei mai importanți acționari. În momentul în care un acționar plătea de ordinul sutelor de mii de euro, stopează acest lucru fără o strategie clară, normal că nu avem de unde într-un timp record să acoperim această gaură. Repet, ea a fost cât de cât amortizată prin rezultatele echipei, dar lucrul ăsta nu poate merge la nesfârșit și nu a fost de ajuns pentru ca clubul să beneficieze de stabilitatea necesară de care avem nevoie. 18.000 de euro se plătesc lunar către finanțe. Este o eșalonare pe care Răducan susține că a moștenit-o. Da, undeva în jur de 15-17.000 de euro se plătește doar acolo. Lunar. Exact. Este o eșalonare pe care am moștenit-o și sigur că ne-am ținut de ea. Nu este simplă, dar o puteam gestiona în condițiile în care... Nu știu, nu cunosc. Eu vă pot spune care este încărcătura clubului. Cum s-a ajuns la ea, trebuie să aflați dumneavoastră. În această perioadă, suporterii Pandurilor au inițiat o campanie de salvare a clubului. Au invitat să cumpere abonamente pe toți iubitorii de fotbal. Deja mai mulți directori de instituții, politicieni sau simpli suporteri au trecut pragul clubului și au cumpărat abonamente la meciurile Pandurilor.